Reunit într-o ședință extraordinară, Consiliul Local Ploiești a decis să desființeze foișoarele care până nu demult acopereau tarabele buchiniștilor din parcul Nichita Stănescu și care au ajuns într-un stadiu avansat de degradare. Vorbim despre pavilioanele pe structură din lemn care au fost construite în urmă cu aproape 3 decenii și acum sunt o ruină. Cred că nu este o noutate. Am încercat să le valorificăm, am avut probleme cu acea conductă de care trece prin zonă. S-a încercat, știu de la colegii de la tehnic, să se mute acea conductă, însă nu s-au prezentat ofertanți. Și pentru a evita un pericol, considerăm că aceasta este cea mai bună soluție. Singura chestie pe care o facem este să o trecem în privat ca să recasăm și eventual să vedem unul, da? În cadrul dezbaterilor au fost aduse în discuție și planurile pe care le avea fosta conducere a primăriei Ploiești cu zona respectivă, și anume de a o transforma într-una de promenadă. Chestiunea a fost începută în mandatul trecut. Dorea un mic proiect acolo, că dacă este Ploiești de mare, acolo chiar este un proiect foarte mic. Am o rugăminte la dumneavoastră. Aș vrea să faceți un raport detaliat împreună cu colegii și să puneți tuturor consilierilor în față privind măsurile care au fost luate și ce activități s-au desfășurat pentru acest proiect, începând cu data aprobării lui de către fostul consiliu. Pentru că mie personal mi se pare greu de crezut că într-un oraș nu se poate face o esplanadă pietonală și ceea ce gândisem atunci. În prezent, ca să evite un accident, autoritățile au decis să împrăjmuiască fiecare pavilion cu bandă reflectorizantă. Următorul pas va fi demolarea lor.